dimineața. Suntem tot așa de obosiți, ne-am cucat la 12, ne-am trezit acum la 4, la ora 7 avem avion către Valencia, după aceea la ora 3 avem avion către Palma de Mallorca, după aceea la ora 9 avem avion către Viena. Deci astăzi vom vedea 4 aeroporturi. Astăzi plecăm la 7 dimineața, ajungem la 11 seara. Toată ziua vom petrece ori în avion, ori în aeroport. S-au scumpit foarte mult zborurile și singura variantă care am avut-o ca să ajungem în Viena până sâmbătă când avem nuntă este asta, să o schimbăm de 3 ori. Acum plecăm la autobuz și cu autobuzul plecăm la aeroport și cam asta este. Nani pui. Se vede cât de entuziasmat suntem. Are you ready to rumble? Zile din Santa Cruz la ora 5 fără 10 sunt goale. Nu mai e bun pe străzi. Suntem ca din Reservoir Dogs. De la noi de acasă până la autogară avem cam 12 minute, cam așa, mers pe jos. Fraților, o pune să se deschide la sandale, deci n-ați mai zis ceva. Astea sunt ale noastre toate, nu știu, până la plasa aia acolo. Deci de acolo, până aici sunt toate ale noastre. Te pus să te descalzi, a? Avem ceva, nu? A noastră. Hai. Cum e, Cristina? Îți place să zbori așa mult cu bagaje și cu... A? Ești nebunită. Suntem mulți, asta e problema. Trebuie să ne punem acum jos undeva. Ne-am hotărât să rămânem totuși în aeroport, fiindcă, na, sunt 4 ore doar. Am stat foarte mult la security și am zis, ok, stăm în aeroport undeva, ne înțepăm la o chestie. Ia uitați. Ce e asta? Plastelină? Airport activity. Activități de aeroport, bravo. Și eu am airport activity la lucru. Zona asta, din spatele meu, am folosit-o des ca și salon de dormit. Aici ne oprim destul de mult ca și stop intermediar. Tenerife, Mallorca, Viena și invers. Așa că știm despre ce e vorba. Ne-am pus aici niște saltele, mai lucrăm. Trec orele greu, e adevărul că trec orele greu când ai 5 ore de așteptat. Nici nu mai știi ce să faci. Copiii plecați, nevastă mea e plecată, eu la lucru. Dar ajungem la noapte în Viena, ne odihnim și mâine iară la lucru. Și poi mâine iară la lucru. Dar luni și miercuri am liber. Ce faceți de 1 mai? Apropo, cum sărbătoriți de obicei? Grătar, mici, bere și din alea? Rețetă românească, nu? Doamna Florea. Mai o oră, nu? Așa arată un avion aproape gol. Uitați-vă la capete. Spre Viena. Familia Florea a găsit în al treilea zbor locuri aproape împreună. Așa că ne-am pus împreună. Pentru că e gol. Acum cred că decolăm imediat. E deja 9, aproape 10, 10 fără 10. Am întârziat deja 40 de minute, 50 de minute. Zi grea astăzi. Zi lungă, zi grea, obositoare. Da, nu ne obliga nimeni. Ne vedem mâine. Hei, neața! Neața, pentru ele, aproape 12. Am dormit de azi noapte de la 2 până la 10:30, când am avut la 11 primul meeting. Suntem în complexul de locuințe la
părinții mei, ei stau la scara următoare, dar aici în complex există un apartament pentru oaspeți, care pot să-l închiriez cu 18 euro pe zi. E dezastru, nu problemă sala de bagaje la Smacovici. Sunteți cumpărat 18 euro pe zi, dar poate fi rezervat doar de cei care locuiesc în complex. Așa arată acest apartament. Ai drăguț. E la parter. Și da, are și o bucătărie mică acolo. Aici sculele noastre pentru mâine. Baia acolo, hol. Nici nu trebuie mai mult. Se merită, nu? E doar 18 euro. Dar cum vă ziceam, este doar pentru cei care locuiesc aici în complexul ăsta. Îmbrac și mergem cu Levi să-l tundem. Am încercat Cristina era să facă niște avioane și l-a făcut ca și ea din Peaky Blinders. Mergem să-l tundem și după aceea nu știu ce facem. Eu am lucrat până acum vreo 2 ore. O adare vineri, zi scurtă. Dăm o tură așa prin Viena, poate. Și cum ești de la apartament? Ieși afară. Iar aici, partea asta arată stau ai mei. Ne duce taică-miu la tuns, tuns lui Levi. Dar știi unde? El e taica, mă. Taicuțu, taicuțu, mă. Care să știe. Conduce așa stil austriac, frumos. Sunt radare. 30. Are 30, auzi. Ai avut 30 acum. Acum 30 de ani ai avut 30. Așa. Pă, Viena! Ia, Levi, întoarce-te într-o parte să vedem ce ți-a făcut mami. Da, zi, ca să avem gen să nu mai facă niciodată. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Îi place, chiar îi place. Suntem la frizer cu Levi. Acum Kleina Brauna. Ce-ai luat? Kleina Brauna. Kleina Brauna. Cacățel. Perfect. N-am mai văzut încă frizer cu biliard. Da. Cred că abia aștept. Așa ai Levi să scapi de freza asta. Îți place? O zis că... N-am mai luat cafea. Da, unde e? Pisne, numai laptele aici. Mai era cafea, trebuia să-l lași cu tine. Așa când n-ai răbdare. Ia uite-l, mă. Iară om. Iară e om. Ia dă-ți un pic prin cap. Da, vezi ce bine că am început. Da, vine aici. Așa. Uite la mine. Bravo. Vezi ce bine că am început. Da. Avut material. Ia vezi, la mașină chill-ul. Hai că nu e așa frig. Ne așteptam la mai frig aici, nu? Azi e zi de nuntă. Suntem în lângă Viena, într-un orășel numit Stockerau și aici suntem la starea civilă. Nu am avut o nuntă aici odată. E un parc drăguț, dar aici stăm numai pentru starea civilă. În Austria se obișnuiește destul de des la nunt să schimb locațiile. La starea civilă într-un loc, la biserică în alt loc, la locația asta de nuntă în alt loc și tot așa. Noi nu ne place asta, bineînțeles că trebuie să circulăm mult și astăzi nici nu avem mașină, dar sperăm să ne putem înțepa cu cineva din mașină și să ajungem la cealaltă locație care e în Viena, adică la 30 de minute de aici. Cred că e o nuntă destul de mărișoară pentru Austria, adică undeva la 80-100 de oameni. Suntem amândoi astăzi și vremea e de, nu știu, mai, nu-i nici frig, nu-i nici cald. O zi lungă, 10 ore, la 11 ar trebui să gătăm, asta dacă nu prelungesc. Nunțile în Austria au cam același tipar, de obicei același tipar. Ar trebui să fim vlogger de nuntă? Nu prea sună, vlogger de nuntă, nu sună. Am gătat partea de economie civilă, doar că a început să plouă afară și nu prea avem cum să ieșim să facem poza de grup. Trebuie să găsim niște soluții ca să facem pozele aici înăuntru deocamdată. Cristina e de acum cu Miri. După că se vede, probabil facem acolo pozele. Niște poze. Dați-vă arătă pe ei.
Hai, la lungul. A ieșit soarele și Cristina este la pozele de pereche. Eu între timp am mai făcut niște poze cu ăsta la musafiri și oamenii așteaptă acum pentru poze. Că vor să fie pozari. A ieșit soarele, ceea ce e super. Am ajuns mai devreme la locație și am fotografiat puțin cei pe aici. Dar vreau să vă arăt un pic locația asta, e așa de faină, fiindcă e pe Dunăre, dar locația e Wake Up, iar în spate este o instalație pe care poți face wakeboard. Te dau cu wakeboard, îi duci așa pe instalație, uite ce vede încolo. E totul automat. Așa se face wakeboarding în Austria. Ce a trebuit din partea lor, a scris Virgil și cu Cristina a primit. Ăsta e lui Cristina, locul ei. Ăsta e al meu, dar eu l-am mâncat pe al meu. Haideți să vă arăt cam cum se schimbă vremea în Viena, așa ca idee. E furtună din aia tropicală. Ia simțiți aici. Wow! Dintr-o dată s-a pornit furtuna asta și noi mai avem de făcut pozele de pereche. Speram să putem face aici, dar nicio șansă, doar dacă se mai liniștește. Cristina merge la shooting-ul de pereche cu Miri. O nuntă ca asta este destul de obositoare când nu se întâmplă nimic. Pentru un fotograf, la o nuntă, dacă nu se întâmplă nimic, e mai obositor ca și când se întâmplă ceva, fiindcă dacă se întâmplă multe, nunta e dinamică, trece timpul repede. Aici nu s-a prea întâmplat foarte multe lucruri și timpul trece destul de greu. Încerc să te motivezi cumva, știi? Că mai e un pic, mai e un pic. Plus că dacă nu ai foarte multă activitate, la un moment dat, mai ales după masă, după ce mănânci, pe la 6, ne cam ia somnul, frate. E un apus frumos, s-a lăsat și ploaia. Mâine e duminică, e ziua lui maică-mea și ziua lui Levi și sărbătorim aici cu ei. Ce fain, yes! Ați mai văzut așa tort din Donuts? Au cumpărat Donuts de la Dunkin' Donuts și au făcut tortul ăsta. Am gătat nunta și am primit, adică am primit, am luat cu japca niște donuts. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și vrem să vă cântăm ce? Ghiciți melodia. Hai, Cristina. 3, 2, 1 și... Singurătatea mă omoară. Bebelușule! Și cred... Mira. Și cred în ea. Ați ghicit melodia? E prin din vârf de lanci. Singurătatea mă omoară, bebelușule. Uite, un iepure. Un iepure. Un iepure. Mergem să dormim ca în altul razna de la oboseală. 10 ore pe picioare. Ai mei acum vin după noi. Și aici trecem peste o pasarelă. Uite, dar ce e ăla? Iepure? Căprioară. Căprioară? E căprioară, da. Și merge la metrou? Nu știu. Pasarela asta, peste, este autostrada. Stați că vă arăt acum. Pasarela? Pasarela!
Salmonella, salmonella.